astăzi vom descoperi cum să transformăm camerele micuților în spații funcționale și pline de farmec, cu ajutorul sfaturilor noastre de top și ideilor creative. Vom intra apoi în universul educației Montessori și vom explora împreună principiile acestei metode și cum poate ea să sprijine dezvoltarea independentă a copiilor. Și nu în ultimul rând vom învăța cum să încurajăm lectura și imaginația printre copii și adulți. Așadar, pregătiți-vă pentru o oră plină de inspirație, informație și distracție. Alături de Părinți la Fix! Într-un tărâm fermecat numit România, unde cuvintele și poveștile ar trebui să fie surse de magie și înțelepciune, aproape jumătate dintre tinerii locuitori se luptă cu o vrajă stranie. Nu pot înțelege cu adevărat înțelesurile din spatele cuvintelor scrise. Așa arată un tablou sumbru dezvăluit de rezultatele PISA din 2022, unde România se afla pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește competențele de citire. Ei, și în acest tărâm ceasul pare să se miște altfel, căci românii petrec mai puțin de 5 minute pe zi în compania cărților, lăsând rafturile să se acopere de praf și uitare. Avem și soluții și vin chiar de la invitatul nostru, autorul de cărți pentru copii, Mihai Mănescu, ce a pus bazele unui proiect cool de încurajare a lecturii printre copii și adulți. Bine te-am găsit, Mihai! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Și ai făcut o super prezentare apropo de acest proiect, cuvintele îți aparțin, apropo și de rezultatele îngrijorătoare ale testelor PISA. An de an sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți și se pare că nu reușim să progresăm și chiar vreau să te întreb, de ce crezi că încă avem această situație? Nici nu ne place să citim, nu avem acest obicei și nu înțelegem ceea ce citim dacă citim. Da, mulțumesc pentru invitație în primul rând din nou. Într-adevăr, eu activez de ceva vreme în zona de educație la o platformă de testare standardizată și am avut acces la niște cifre care personal m-au speriat puțin, mai ales prin prisma, exact cum ai spus și în textul de mai devreme, undeva la 42% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeti funcțional conform testelor PISA. Ce înseamnă analfabetism funcțional, că trebuie să explicăm un pic și acest concept, înseamnă copiii știu să citească, știu să scrie, dar nu înțeleg ce se întâmplă în respectivul text. Și asta cumva, dacă stăm să ne uităm, ne duce la una din problemele, de fapt din sursele tuturor problemelor pe care le are țara noastră de astăzi. Dacă noi avem copii care nu înțeleg ce citesc, cum atunci putem să ne uităm în perspectivă la viitorii doctori, viitorii ingineri, viitorii lideri acestei țări până la urmă? Gândiți-vă doar așa, ne uităm într-o clasă, vă uitați într-o clasă, sunt clasa copiilor dumneavoastră, jumătate dintre ei nu înțeleg ce citesc. Deci cam pe acolo suntem cu zona asta. Dar crezi că este o problemă a sistemului nostru de educație, în sensul în care suntem obișnuiți să ni se dea mură în gură și acum nu știu dacă lucrurile s-au schimbat, că de când am terminat eu școala, eu sper să se fi schimbat, dar nu știu dacă mai e așa. Dar noi am fost crescuți cu acele comentarii pe care trebuia să le citim și să le memorăm așa și să le reproducem la examene. Adică, cum poți dezvolta gândirea unui copil și faptul ca el să facă tot felul de analogii, de conexiuni și așa mai departe, deci practic să învețe să gândească singur, dacă tu îi servești pe tavă un comentariu și spune, ia și citește-l așa că profa de român așa face. Lucrurile nu diferă nici în zilele noastre. Din păcate, sistemul educațional îi obișnuiește pe copii cu această memorare care, într-adevăr, le elimină această parte de gândire critică, de a înțelege, de analiză. Și mai este și problema învechirii programe. Adică, până la urmă, copiii de astăzi dau examene tot din cărțile și lucrările la care și noi am fost supuși în momentele în care trebuia să ne dăm examenele. Și sunt texte care, din multe puncte de vedere, sunt irelevante pentru copii. Asta este, de fapt, și un feedback care cumva m-a ghidat așa pe călătoria mea, discutând cu mai mulți profesori de limba română despre primul meu roman, Copacul Dorințelor, Amintiri din copilărie, unde fac o mică reinterpretare a cărții lui Creangă, evident, Amintiri din copilărie. Profesorii de română mi-au spus, dom'le, tu ne-ai ajutat să le putem vorbi copiilor despre amintiri din copilărie într-o formă relevantă. Da, fără arhaisme, exact. Mulți copii de astăzi nici măcar nu știu
cum e la țară, dar aminte să le vorbim despre creangă așa. Da. Pe când dacă mergem pe metodele pe care le vedem și în străinătate de a reinterpreta povești, de a le respune, până la urmă asta este și una din virtuțile povestitorilor. Povestitorul ia o poveste și o răstălmăcește pe înțelesul tuturor în contextul contemporan. Și spunem până la urmă aceeași poveste. Dacă ne uităm la meserie, la craftul de storytelling, vedem că a spune o poveste este un proces care e la fel de 2000 de ani încoace, de la epopea lui Gilgamesh și până astăzi. Da, așa este. Povestea se spune la fel, da. Doar că diferă, evident, nuanțele, contextele, lumea în care trăim, mentalitatea, tehnologia și așa mai departe. Povestește-mi despre proiectul tău, No Notes, se numește Mini Povești. Minipovești.ro, da, e o poveste foarte simpatică, căutam tot felul de variante prin care să încerc să cresc puțin notorietatea pe ceea ce am scris și pe ceea ce voi scrie și într-o zi mă gândeam, ok, o să mă apuc să scriu povești pe blogul personal, dar am discutat cu mai multă lume din zona asta de agenții, de business, dacă pot să spun așa, și toată lumea mi-a spus hai să construiești un brand, o platformă, da. Dacă tot te apuci să faci dacă chestia faci asta, ceva. Hai să fie o chestie independentă de sine stătătoare. Și așa s-a născut Mini Povești. Este un site care va conține o poveste scurtă pentru copii pe săptămână. Nu mai mult de jumătate de oră de lectură le cer celor mici pe săptămână. Sunt și povești mai scurte, evident, sunt și povești mai complexe. Pentru mai multe tipuri, pentru clase primare, pentru gimnaziu și, de ce nu, și pentru liceu. Și pentru părinți. Și pentru părinți, bineînțeles. E o platformă unde îmi doresc să fie cititul, să fie distractiv. Nu e nimic obligatoriu, nu e nimic contra cost. Știm că există multe probleme în zona aceasta. Mulți spun, domne, cărțile sunt scumpe. Sunt scumpe. Găsești cărți și la 20 de lei. E un mit, evident. Și la 15 găsești. Evident, e un mit, dar ca să venim și mai în întâmpinarea acestor probleme, toate poveștile de pe Mini Povești sunt gratuite, atât text cât și audio. Ele sunt și versiunea audio citite de actori precum Ada Condescu, Marcelo Cobzariu sau vocea filmelor Irina Margareta Nistor, care ni s-a alăturat proiectului. Vom avea recenzii de cărți pentru copii o dată pe săptămână și, bineînțeles, idei, gânduri pe un mic blog. Iar pe lângă toate aceste lucruri, va exista o zonă de resurse de literație. Fiecare poveste va fi însoțită de o fișă de lectură. E mult spus fișă de lectură. De fapt, este, cum i-am spus, mini-povești interactive. Practic, un document în care vor exista exerciții, tot felul de activități extrașcolare sau în clasă, pe care atât profesorii cât și părinții poate să le facă cu cei mici, legate de povestea pe care tocmai au citit-o. Ce frumos! Și totul gratuit, uite. Totul gratuit. Mai la îndemână de atât ce mai vrei. Nu? Sincer acum. Adică ce scuze să găsești să spui că, nu știu, de fapt copilul tău nu este atras de lectură sau că nu vrea să citească sau că nu citește. Scuze se găsesc. Sunt părinți în jur care spun asta. Copilul meu nu este atras de lectură, nu citește, nu știu ce să-i fac. Păi ce să-i facem? Scuze se găsesc mereu, dar am încercat să, datorită tehnologiei pe care o avem, pentru că site-ul, dacă intrați pe el și o să vedeți, este cu totul ilustrat cu ajutorul inteligenței artificiale, încercăm să aducem cele mai noi tehnologii, să depășim și să încercăm să eliminăm aceste scuze. Cu cât mai puține variante de scuze, cu atât mai bine, dar iarăși nu trebuie să existe scuze. Pe Mini Povești intri să citești, să-ți petreci 20 de minute, jumătate de oră pe săptămână să citești o poveste, dacă vrei, dacă nu, nu e nicio problemă. Eu cred că asta e și una din cheile pentru pasiunea pentru lectură, să nu fie ceva la impuse. Dacă da, e ceva obligatoriu, din principiu copilul nu o să vrea să citească ceva ce este obligatoriu. Și de aici apar și problemele cu cărțile, pentru că la școală sunt obligați să citească anumite lucruri. Da. Și când e vorba de obligativitate, fugim, lectura nu mai e distractivă. Nu mai e o plăcere, așa este. Tu cum ai procedat cu fetițele tale, apropo de lectură și de a le insufla
plăcerea asta? Păi, fetițele mele în fiecare seară citesc, mă rog, li se citește, soția mea se ocupă exemplar de această sarcină, le citește. Tati scrie povești și, nu? Soția le citește, nu? Da, și ce m-a bucurat este că cea mare vine mai mereu pe lângă mine și vrea să scrie și ea și chiar la un moment dat, în primul sezon de mini-povești, va fi o poveste chiar scrisă de ea. Ce frumos! Și încurajez oamenii care, părinții care au copii pe care îi consideră creativi, să nu ezite să-mi scrie un mail cu povești scrise de copiii lor. Pregătim lucruri și în direcția asta, deci de ce nu? Vreau să fie fascinant. Încurajăm copiii să scrie. Este și asta o formă de a îmbunătăți literația, de a scrie povești. Așa este și vreau să-mi spui așa, câte cărți ai publicat până acum și ce urmează anul acesta? Până acum am publicat două cărți. Avem una aici. Una este aici, este cea mai recentă, povești despre speranță. Despre speranță, apropo, despre speranța și de a insufla această lectură, această pasiune pentru copilași. Uite ce frumoasă este. Hai prima carte este Copacul dorințelor, amintiri din copilărie, care este carte și film. Am și venit acum ceva vreme în emisiune să povestim despre proiect. Cartea a doua este Povești despre speranță, din nou o carte cu tâlc, dacă pot să-i spun așa. Înăuntru există 5 povești, dar nu sunt povești simpluțe cu arici, ursulețe și așa mai departe, ci vorbesc pe un limbaj, hai să spunem codat sau metaforic, despre niște probleme mai puțin mai sensibile. Editura m-a provocat, eu având o colaborare în zona ONG pe această parte de îngrijiri paliative, am luat contactul cu foarte mulți copii cu probleme și împreună cu un psihoterapeut am gândit aceste povești ca o formă prin care micuții să fie pregătiți emoțional pentru momente mai puțin plăcute. Nu e o carte cu unicorni sclipici, este o carte care într-adevăr scoate din zona de confort, dar nu scoate copilul din zona de confort, ci scoate părintele. Pentru că de foarte multe ori am primit telefoane în urma achiziționării cărții și părinții mi-au zis, dom'le, ce ai făcut că va trebui să vorbesc copilul meu despre niște lucruri. Foarte bine, asta mi-am și dorit. Sunt de părere că în viața oricărui copil răul vine, la un moment dat vine. Da, mai devreme sau mai târziu el vine. Facem, da. Și dacă noi ascundem sau ferim copilul, îl văduvim de niște arme, de niște forțe care să-l ajute pe el în a gestiona acele momente care, repet, vor veni mai devreme sau mai târziu. Da, și nu poți să-l crești într-o bulă și atunci hai să facem cumva să le oferim instrumentele necesare ca el să știe atunci când vine răul, da? Exact. Să știe ce să facă, cum să abordeze, da? Pentru că viața este, asta este făcută și din bine și din rău. Inevitabil. Și cumva asta este frumusețea vieții în definitiv, nu? Că ar fi plictisitor dacă ar fi totul roz, eu așa zic, nu? Dar din pentru lucrurile... Pentru că din asta te dezvolți. Da, din lucrurile rele, sau mă rog, care ni se par a fi rele, de aici vine evoluția. Exact. Până la urmă, din lucrurile bune, nu se evoluează. Așa este o regulă acolo, simplă păi, în storytelling. Dar cum? E zona aia călduță în care ne place să stăm să ne bălăcim. Anul acesta urmează? Urmează un nou roman, da. În toamnă, un roman tot așa, tot adresat copiilor, doar că este un roman de aventuri și este tot o reinterpretare a unei vechi povești foarte cunoscute în România. E vorba de, romanul se numește Comoara lui Harapalb și este frumos. O reinterpretare a celebrei povești a lui Ion Creangă. Cumva mă leagă lucruri de Ion Creangă, dar ce să facem, rămâne universal așa și este nemuritor. Am încercat o formă foarte interesantă de a respune povestea. În 2024, da. Minunat ar fi. Da. Eu zic să continui să faci lucrurile frumoase pe care le faci, că uite așa, mai faci tu un pic, mai face altcineva un pic și poate reușim acolo să facem o schimbare în România, în teste, în statistici, în sondaje și să ne gândim la generațiile care vin după noi și care ar trebui să ducă țara asta mai departe în definitiv, nu? Așa ar trebui să ne gândim. Cred că e de datoria noastră a fiecăruia și mai ales a celor care scriu și care scriu povești pentru copii să scrie pentru copiii din 2024, să scrie lucruri relevante pentru ei, să-i scoată din zona de confort, pentru că până la urmă, dacă nici în cărți nu-i scoatem din zona de confort, când copilul citește o carte, e acasă,
e pe canapea și dacă nici acolo nu-l scoatem din zona de confort, atunci unde să-l mai scoatem din zona de confort? Așa. Și scoțându-l din zona asta de confort, să-l facem să fie un om mai bun până așa la urmă. Este. Azi se lansează Mini Povești, da? Azi se lansează, e deja live site-ul, puteți să intrați pe minipovesti.ro, puteți să ascultați poveștile atât pe site cât și pe Spotify. Am uitat să menționez un lucru, site-ul este adaptat și pentru copii cu nevoi speciale, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Site-ul este adaptat pentru copii cu dislexie, pentru copii cu deficit de auz, cu deficit de vedere, deficit de motricitate. Suntem acolo pentru toți copiii, toți merită o șansă și, bineînțeles, puteți să vă abonați la newsletter și în fiecare săptămână veți fi anunțați când vine noua poveste pentru cei mici. Foarte frumos, Mihai, felicitări pentru tot ceea ce faci. Se vede că pui multă dragoste și multă pasiune acolo și n-au cum altfel lucrurile să iasă decât minunat. Ține pumnii să meargă bine și lansarea și să vină cât mai mulți oameni să fie alături de tine în această zi specială și nu pleca, pentru că avem o rubrică foarte interesantă, se numește Știrile părinților, știri calde călduțe pentru voi. În România, generația milenială, acum la vârsta maturității, pare reticentă în a îmbrățișa responsabilității parentalității în contextul unei scăderi alarmante a natalității. Crescuți într-o eră de prosperitate, acești tineri sunt percepuți ca fiind mai puțin pregătiți să facă față rigorilor vieții de adult. Studiile arată că rolul de părinte este văzut ca fiind mai dificil acum decât în trecut, cu 50% dintre mamele din România simțindu-se obosite și copleșite. Specialiștii spun că tinerii mileniali tind să amâne responsabilitățile majore, inclusiv căsătoria și paternitatea, o mentalitate influențată de o maturizare lentă și de o protecție excesivă în copilărie. Ei, auzi, Mihai, poate cine știe, faci un proiect și despre asta, să-ți dăm idei aici, da? Pune rotițele acolo în mișcare. Mai departe, vorbim despre un alt fenomen îngrijorător în România, părinții care pleacă să lucreze în străinătate și, bineînțeles, acest fenomen afectează mii de copii, lăsându-i în grija rudelor sau a sistemului de protecție specială. La sfârșitul lunii iunie 2023, aproximativ 11.149 de copii aveau ambii părinți plecați, majoritatea fiind îngrijiți de rude până la gradul 4, în timp ce alții se aflau în grijă asistenților maternali sau în centre de plasament. De asemenea, este important de menționat că numărul copiilor cu un părinte plecat la muncă în străinătate rămâne ridicat, cu peste 51.000 de cazuri raportate. Acești copii, deși nu sunt complet separați de ambii părinți, se confruntă cu provocări similare, inclusiv lipsa suportului parental direct și provocările emoționale asociate cu distanța semnificativă de familie. Da, și nu știu ce să facem în situația aceasta, ce ar putea face statul român, poate, nu știu, să facă tot felul de, nu știu, măsuri, reforme, să sprijine părinții ăștia să nu mai plece în străinătate, nu știu, e complicată discuția asta. Mai departe, mai avem o știre referitoare la soluțiile pentru absenteismul profesorilor de data aceasta la ore. Ministerul Educației din România face apel la părinți să colaboreze în identificarea profesorilor care nu își îndeplinesc obligațiile de predare, evidențind o problemă crescândă de absenteism în rândul cadrelor didactice. Această situație nu numai că oferă un exemplu negativ elevilor, dar îi expune și pe aceștia la riscuri, lăsându-i adesea nesupravegheați. Se observă o creștere a absenteismului printre profesori, chiar și în instituțiile de renume, cu consecințe ce devin vizibile, în special când elevii ajung nepregătiți la examene. Un elev de liceu menționează că în anii premergători examenului de bacalaureat a fost o frecvență redusă a prezenței profesorilor la clasă, situație care a permis elevilor mai mult timp pentru audio-studiu. Ce să facem? Asta era situația asta și eu când eram noi elevi, dacă îți mai aduci aminte, nu? Adică, practic, nu se schimbă nimic. Totul văd că rămâne constant. Asta este. Dar nu vreau să fim răutăcioși așa sau să fim pesimiști. Să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. Nu? Uite, mai dăm o știre, mai aflăm despre un alta. Îți mulțumim tare mult, Mihai, că ai venit astăzi la noi. Felicitări încă o dată și te mai așteptăm să mulțumesc mai zici, mult să mai pentru povestim. Invitație. Negreșit, la orice invitație sunt prezent. Mulțumim, Mihai. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim.
Astăzi vă propun să ne transformăm în designer de interior pentru copii și explorăm cum să amenajăm camera micuților astfel încât să nu fie doar un spațiu plăcut din punct de vedere estetic, ci și unul funcțional, de la mobilierul adaptat la vârsta lor, la culorile care stimulează creativitatea și concentrarea. Vom descoperi împreună cum să creăm un sanctuar pentru cei mici, care să vină armonios utilul cu plăcutul. Așa că pregătiți-vă pentru sfaturi de top, idei creative și soluții ingenioase care să transforme orice cameră obișnuită într-un colț de rai pentru copilul dumneavoastră, împreună cu invitata noastră, Amalia Alexandru, designer de interior. Bine te-am găsit, Amalia! Bine, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. De-abia aștept să intrăm așa în camera copilului și să ne înveți ce să facem, cum să facem, astfel încât să avem totul la dispoziție, să ne fie ușor așa, apropo de zone, cum stabilim zonele și în funcție de vârsta copilului, bineînțeles, ce facem cu jucăriile, cum alegem mobilierul, patul. Sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ții cont, nu? Când începi să amenajezi. Da, așa este și nu e deloc ușor, pentru că în camera copilului întotdeauna, vrem, nu vrem, este o dezordine. Da, este o dezordine continuă. Jucării sunt pretutindeni, iar dacă le strângem și își dorește păpușica de la fundul cutiuței, tot afară ajung toate. Da, da. Da, așa este. Întâi, ca să zicem așa, când începem să amenajăm camera copilului, există niște principii după care ne ghidăm? Cu ce începem? Ce punem pe primul loc? Nu știu dacă există niște principii după care ne ghidăm neapărat. Cred că este o intuiție, este dorința fiecărui părinte, fiecarei mămici, proaspete mămici, să facă din camera copilului ceva nemai văzut, nemai pomenit. Cred că e, în prima fază amenajarea este mai mult pentru mămică, pentru mămică, da, decât pentru copil, pentru că el e micuț, stă acolo într-un loc, nu face... Nici pe mami nu vede bine dărâmite camera, nu? Exact. Este important să amenajăm camera bebelușului în prima fază cu, eu știu, mobilierul este unul tipic, pătuțul lui, cu măsuța de schimbat, cu culori deschise, nuanțe, în special pentru perdele și draperii, dacă vorbim despre ele, nuanțe deschise, luminoase, de verde pal, galben pai, poate un lila. Că e băiat, că e fetiță, mămica hotărăște dacă vrea să-l pună în roz sau în bleu, deși nu mai e la modă. Așa este, da. Fiica mea, spre exemplu, își dorea albastru când era micuță, iar acum e îndrăgostită de roz. Ce frumos! Da, uite, deci da, putem să ținem cont și de părerea asta lor. E mai mult de cum simte fiecare părinte la început să-și facă. Da, oricum, uite, verde dacă alegem sau lilaul e potrivit pentru ambele sexe, verdele este, nu? Este potrivit și recomandat pentru că este o nuanță ce liniștește, ce asigură odihna bebelușului și a mămicii, dacă... Mai ales a mămicii. Așa este. Mai ales a ei, da, la început. Mai sunt nuanțele acestea care sunt iar foarte liniștitoare și pe care le-am văzut și în țesături, să zicem, pentru cele de pat sau chiar și în jucăriile copilașilor. Nuanțele de pământ, pământii, teracotă, muștar, bej, bejurile, maro, ocru, nuanțele, nu? Nuanțele de galben, da? Galben muștar, da, chiar ocru. Nuanțele sunt o mie și una de nuanțe de verde, verde turcoaz, dar aș rămâne pe cele pastel, nu m-aș duce la nuanțe tari, pentru că asta și deranjează copilașul, agită, plus că micșorează camera. Exact. Copilului și oricum camera este plină cu jucării și tot felul de obiecte pentru ei când sunt micuți, astfel încât dacă am pune și niște țesături încărcate, eu știu, cu model sau foarte colorate, nu ar face decât să agite. Da, ar fi prea mult oricum. Și ar fi prea mult pentru mult zgomot, nu? Da, cum se spune, exact, nu? Așa da, este, da. Da. Apropo de cum alegem, uite, păturica pentru copila sau așternuturile sau tot ceea ce înseamnă țesătură și care se regăsește în camera copilului, spre ce să ne orientăm, spre ce materiale? Materialele trebuie să fie cât mai naturale, trebuie să fie din bumbac sau de, inul, da, poate, deși ăla e un pic aspru. Da. Aș pune niște ceașafuri, lenjerii mai simple, poate mai puțin colorate, sau dacă sunt colorate, din nou revenim la nuanțele pastel, astfel încât perdelele, draperiile să nu...
să fie cât mai neutre și să nu aglomereze, să nu obosească. Așa este. Când vine vorba de mobilier, e mai inteligent așa să alegem un mobilier care, să zicem, e versatil și poate fi adaptat pe măsură ce copilul crește? În prima fază, mobilierul pentru copil, pentru bebeluș, este unul tipic, pătuțul și măsuța și cam atât. Și un spațiu acolo, după 2 ani, când copilul iese din pătuț, clar trebuie schimbată. Da, sunt pătuțuri care se pot adapta de la bebeluș la 2-4 ani, da. Dar cred că 3-4 ani deja ar trebui să schimbăm atât mobilierul, cât să-l adaptăm, cât și țesăturile le putem schimba, pentru că se mărește copilașul și poate are alte, eu știu, dorințe, preferințe, da, deja personajele din desene animate ar vrea să le aibă în cameră și eu știu. Așa este, da. Așa este. Apropo de spațiile de depozitare, oferă-ne o soluție, te rugăm, că nu știm ce să mai facem cu jucăriile și ai spus și tu că e haos și subscriu. Adică la mine e o luptă continuă, zilnică, să pun toate jucăriile la loc și cumva să fac astfel încât camera, că ziceam de cameră, să pară totuși liberă, să nu pară încărcată de atâtea jucării. O soluție faină ar fi să punem lădițele astea de depozitare sau sertare sub pat. Bun, așa, da. Sau să avem un pat cu o ladă de depozitare, sau un pat, nu? Cu o ladă de depozitare unde putem pune jucării și tot ce nu vrem să vedem. Deschidem dulapul, băgăm acolo și închidem. Cât mai multe dulăpioare, da, și mai puține spații deschise ajută să nu fie o cameră foarte aglomerată. Sigur că acum depinde de preferințe. Așa este, da. Dar cred că e util și frumos și pentru ei să descopere. Adică dacă le închidem acolo în spatele unor ușițe, cine știe, se iscă tot felul de alte jocuri și de descoperiri. De a le găsi. Așa este. Și apropo de buget, cum să facem astfel încât să ni-l adaptăm? Adică să nu fim tentați să cumpărăm cele mai scumpe lucruri, să zicem, că se găsesc tot felul de lucruri funcționale, nu? Care au un preț bun, apropo de buget. Cum facem? Sigur, ne formăm o idee despre ce aș vrea să pun în cameră. Păi am un pat, am o măsuță în prima fază, un fel de birou de pitici, așa, da, dacă vorbim, da, până la 4-5 anișori. Un dulăpior pentru hăinuțe și un altul pentru cărticele, cărți, jucării, păpușele, mașinuțe, după caz. Da, 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 așa este. Putem pune în partea de jos lădițele de depozitare, sub pat de asemenea, iar în partea de sus expunem jucării și cu ce se joacă mai des, cu, nu? Ce se joacă, da, și le poate pune singur. Cât privește bugetul, deci odată stabilit ce obiecte avem acolo, cu siguranță găsim, sunt foarte multe variante, atât de mobilier cât și de țesături, pe care le putem adapta în funcție de cât dispunem și de ce dorim să investim și apoi să ne gândim că peste câțiva ani oricum le schimbăm, pentru că începe școala și ne trebuie un birou mai mare și un dulap iar mai mare. Iar redecorăm, iar te chemăm. Și clar vom dori alte perdele și draperii, că nu se mai potrivesc. Deja de la vârsta școlii putem să renunțăm la mașinuțe și prințese pe perdele, punem nuanțe deschise, perdele simple, draperii poate cu ușor model, dar neutre, putem, nu? Face, putem să le facem și ne ajută să le facem neutre, asta și apropo, da, de buget, da, pentru că le putem păstra până la vârsta adolescenței chiar. Așa este. Dacă ele sunt, așa este, sunt bine alese și țesăturile sunt de calitate. Și de calitate, normal, da, asta contează. Da. Acolo eu am clienți rabat care revin după 8-10 ani să schimbe perdelele luate de la mine, pentru că nu pentru că nu sunt ok, ci că s-au plictisit, că erau colecțiile cu flori, acum vor, da, acum se poartă mai mult simplu, mai mult iuni și neutre. Este un trend
Păi să ne adaptăm nou. Și noi. Uite, da. Poate vin acum primăvara, oricum o să intrăm în curățirea de primăvară, o să facem schimbări acolo prin casă. E o idee perfectă. Sunt și mulțumim. Cliente care își schimbă de la un sezon la altul. Am aflat, știu, da, am aflat, așa este. Mulțumim tare mult că mulțumesc ai venit și că eu. Ne-ai povestit cu toate drag. Aceste lucruri și o să punem în practică tot ce ne-ai spus tu și te mai așteptăm cu mare drag aici cu la Paris drag. La Fix. Vă mulțumesc. Mulțumim. Dragilor, mergem mai departe și uite, povestim despre copilași și animalele de companie. Știți cum e întrebarea mami, mie și mie un animal de companie, un cățeluș și o pisică. Hai să vedem, ne uităm la materialul acesta și vă gândiți voi. Tot mai multe familii adoptă sau cumpără un animal de companie. Nu luați această hotărâre sub impulsul momentului ca un moft. Apariția unui animal de companie nu este sezonieră, nu este legată de ocazii și cadouri, ci este legată de empatie și responsabilitate pe termen lung. Termen lung poate însemna 10, 15 sau 20 de ani. Studiile arată că micuții care cresc cu un animal în casă prezintă mai puține riscuri de a dezvolta boli cardiovasculare, alergii, infecții și boli respiratorii. Mai mult, bebelușii care cresc în case cu animale de companie dezvoltă cu 44% mai puține infecții orele decât cei fără animale și au șanse cu 29% mai mici de a primi antibiotice față de ceilalți. Atunci când în primele 6 luni de viață copilul are contact cu un animal de companie, riscul să dezvolte alergii scade cu până la 75%. De asemenea, existența unui animal de companie în viața unui copil îl ajută decisiv în formarea lui psihosocială. Iată care sunt avantajele deținerii unui animal de companie pentru copil. Creșterea stimei de sine, încrederea în forțele proprii, dezvoltarea relațiilor de încredere, evoluția comunicării non-verbale, dezvoltarea compasiunii și a empatiei, respectul față de alte ființe vii și stimularea activității fizice. Cercetările au descoperit că atunci când percepem animalele de companie ca membri ai familiei, ni se îmbunătățește starea de bine și stresul este diminuat. Experiența cu un animal de companie oferă loialitate și afecțiune, iar beneficiile asupra dezvoltării copiilor sunt mai mult decât evidente. Copiii trebuie să știe că alimentele consumate de noi oamenii pot să le producă mari complicații animalelor de companie. Progresiv, pe măsură ce cresc, vor învăța ce pot să le ofere și ce nu. Nu lăsați câinele sau pisica în grija exclusivă a copilului. Cu atât mai mult, responsabilitatea unei ființe vii care nu vorbește același limbaj cu noi. Fiți întotdeauna în umbra lor pentru bunul mers al lucrurilor. Ne aventurăm acum în lumea fascinantă a educației Montessori pentru cei mici. Ce este de fapt această metodă și cum poate ea să ajute la dezvoltarea independentă a copiilor? Vom explora principiile de bază ale filozofiei Montessori, de la mediul pregătit și materialele didactice specifice până la rolul educatorului și beneficiile pe termen lung ale acestei abordări. Vom purta o discuție cu invitata noastră de astăzi pentru a înțelege cum poate educația timpurie să pună bazele succesului copilului dumneavoastră într-un mod respectuos și adaptat nevoilor sale naturale de învățare. Bun venit, Sabina Voina, este consultant Montessori. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Și eu mă bucur că abordăm acest subiect, pentru că știm, sunt mai multe metode. La un moment dat, părinții chiar se întreabă, măi, care metodă e mai bună pentru copilul meu? Sau cum ar trebui să aleg? Sau ce ar trebui să fac? Știi? Cu toții pornim așa la drum atunci când alegem o instituție de învățământ pentru copilul nostru și chiar vreau să te întreb. Există vreun profil al părintelui care alege educația Montessori pentru copilași? Sigur că da, cred că asta stă la baza și pedagogiei Montessori, dar și a stilului de parenting sau familiei care caută aceleași valori.
Și părinții care au la bază partea asta de blândețe, să urmeze copilul, să respecte partea aceasta de dezvoltare, vor găsi în educația Montessori sau în alte alternative educaționale ceea ce li se potrivește. Care sunt principiile de bază? Urmărim copilul în pedagogia Montessori, respectăm ritmul natural de creștere, avem niște perioade sensitive pe care le vivăm. Le luăm în calcul. Le luăm în calcul, da. Practic stă la bază observarea. Acesta este instrumentul cu care eu lucrez, în care o educatoare Montessori îl folosește la clasă și vine în ajutorul copilului pregătind acest mediu, care este un principiu din pedagogia Montessori, mediu pregătit. Asta înseamnă că tu, ca educator, obișnuiești să te uiți la fiecare copil în parte din grupă, da? Da. Și atunci cum îl ghidezi sau cum reușești să-i ghidezi în activitățile zilnice sau cum au loc activitățile zilnice? Activitățile zilnice sunt de sine stătătoare într-un mediu pregătit, atât într-o clasă sau o grădiniță Montessori, cât și la atelierele pe care eu le susțin. Ele sunt de sine stătătoare. Copilul are libertatea să se miște, da? Deci mai bifăm, un principiu Montessori, da? El se mișcă și este ghidat cumva de educatoare să aleagă un anumit material. Observăm în acest timp către ce este el predispus, așa, da, nu? Da. Deci nu îi se impune, adică nu ajungi la oră și zici, astăzi copii vom face lecția de, nu știu. Dimineața cumva are o structură într-o grădiniță Montessori. Am aplicat aceeași structură și la atelierele Montessori. Practic este explorarea copilului care vine în acest mediu pregătit. Îl observăm, îl urmărim, îl ghidăm și îi facem prezentări acolo unde are el nevoie, fără să întrerupem neapărat concentrarea sau flow-ul în care copilul intră. Da? Prețuim mult în Montessori această concentrare. Sunt prezentări pe care le face doar un ghid Montessori, o educatoare Montessori. Prezentările sunt individuale, da? Asta este un plus în pedagogia Montessori, că nu este la nivel de grup. Să zic, sunt foarte puține acele prezentări în care stau copiii împreună, da? Să facem o prezentare către toți. Dar îi lăsăm timp copilului să exploreze, să repete, să ajungă la acel punct în care el ajunge să se cunoască, să învețe, de fapt, cum să învețe. Să-l ghidăm către alte arii, da, dintr-o clasă Montessori. Deci el merge acolo unde este interesul lui și unde are nevoie să învețe. Bun, și uite, de exemplu, dacă un copil vezi că i-a atras mai mult să deseneze sau i-a atras mai mult de muzică sau poate de limbile străine, nu știu, că fiecare copil are abilități deja pe care le vezi, le observi în primii ani de viață, nu trebuie să fii mare detectiv. Și atunci, dacă un copil are această abilitate, voi îl ghidați spre a se concentra sau... Nu neapărat că îl ghidăm, da? Ci îi pregătim. Da. Îi pregătim mediul care vine în ajutorul nevoilor sale interioare. Da. Avem zona aceasta de artă, de muzică și copilul se va duce către ele, va explora și va ajunge cumva să-și satisfacă nevoia aceea interioară. Bineînțeles că noi îl ghidăm și către alte are, nu va sta întreaga zi doar acolo. Sunt interconectate ariile din Montessori. Practic, sprijinim independența lui în acest mediu. Apropo de independență, că ai spus aici un cuvânt magic, da? Învățați copilul să fie autonom, da? Să fie independent, să-și rezolve el unele ecuații, da? Da. Și mai ales să învățați și pe părinți să nu facă pentru copil ceea ce el ar putea să facă pentru sine, nu? Ce nu poate să facă copilul singur, da. Sprijinim independența copilului, dar aici aș vrea să sparg totuși mitul acesta din Montessori, că îl duc, părinții spun, aud de la părinți că spun, da, îl duc la Montessori și face acolo ce face vrea. Face ce vrea el. Face ce vrea el. Domnule, sunt lăsați copiii acolo să facă ce vor ei, nu? Sau mă duc să-l fac independent, să fie independent. La școala de independență. Așa. Dar ar trebui cumva să înțelegem cum sprijinim independența aceasta a copilului, da? fără să punem presiunea aceasta pe el, fără să-l supra-responsabilizăm sau
Pe principiu, tu ești mare, acum trebuie exact. Să faci singur, nu? Nu, ca să ajungă copilul mic, mai ales între 0 și 3 ani, să fie independent, el are nevoie mai întâi de dependență, da? De a fi ajutat și ghidat. Da? Spargem în pași mici, da, lucrurile pe care el le poate face, dar nu îl lăsăm fără adult, fără baza aceea sigură unde el se poate întoarce, fără ghid, educator sau părinte. Adică unde să știe că voi sunteți acolo exact, și se poate voi, întoarce da? la noi ca bază sigură, să ceară ajutorul acolo unde chiar are nevoie de ajutor. Da, și mai ales ai observat că au copilașii o perioadă în care se simt frustrați dacă greșesc sau dacă nu le ies lucrurile așa cum se gândesc ei că ar trebui să iasă, știi? Și, nu știu, eventual alegatul și returilor sau mai știu eu ce, l-am îmbrăcat, că apar tot felul de lucruri, da? Da, sunt acele... E o perioadă specifică, aș putea spune, în care copilul vrea să facă toate lucrurile singur. Uh-huh. Și acea perioadă este cea mai critică și pentru părinți. Dacă scăpăm vii de perioada aceea, eu zic că s-au dus toți norii de pe cer, nu? Da, să știu cum intervin, da, cum da. Îi las spațiul, fără să ajungem la acele, nu știu, descărcări emoționale, pentru că, nu știu, nu... Dar chiar ia povestește-mi, cum, apropo, când în educația Montessori, când copilul face astfel de lucruri, da, are aceste descărcări emoționale, mm-hmm. cum toată lumea le cunoaște acum, tantrumuri, da? Cum le manageriem? Luăm copilul cumva deoparte, vedem, observăm în primul rând care da. A fost reacția, de unde s-a pornit acea descărcare emoțională, dacă este ceva care îi face rău, adică nu lăsăm copilul să se lovească, să distrugă mediul sau să atenteze la libertatea altui copil. Deci, cred că am spus da, câteva da, reguli, da? Câteva reguli din mediul Montessori, dar îi atribuim cumva partea aceasta emoțională. Venim în sprijinul lui să vedem nevoile emoționale care nu au fost satisfăcute, da? Poate partea aceasta de competență, de ei s-a încălcat și lui la rândul lui, dar trebuie să avem în vedere cum funcționează mintea și creierașul unui copil de 2 ani, fără să vorbim prea mult în acele momente, da? Fără să îi spunem multe cuvinte care s-ar putea să îl îndepărteze. Da, da, să ajungem, să prelungim tantrumul. Exact. Și atunci încercăm mai întâi să-l înțelegem, să vedem, ne mergem mm-hmm. la cauză, da? Lăsăm un pic să-și conțină emoția aceea, da? Eu atenuăm cumva mm-hmm. prin vorbe, prin îmbrățișări, așa, nu, da, da light, îl scoatem, da? Da. Așa, să-l scoatem din zona aia și după aceea, eventual, mai povestim despre, nu? Povestim după ce toată încărcătura aceea, da. Furtuna a trecut, da, da. Da, și mergem să-l întrebăm cum a fost pentru tine, numim, validăm și stăm în primul rând cu copilul în acea emoție. Deci nu fugim de ea. Nu fugim. Nu-i spunem că nu e bine să plângă, nu-i spunem nu. Că nu și alte nu. Mituri. Nu. Da? Stăm cu copilul care plânge, este o emoție. Cum îl las pe copil să simtă fericirea, da, și îl las să simtă și tristețea, furia. Exact. Și bă, așa ar trebui să facem și noi ca adulți. Adică știi cum e. E același unde lucru. Unde se poate, dacă da. Putem să aplicăm și noi așa din Montessori niște lucruri pentru noi, ar fi minunat. Apropo, există și jucării Montessori. Le-am văzut pe piață. Prin ce diferă jucăriile Montessori de altfel de jucării? Un alt mit pe care așa. Iar îmi doresc așa l-am să-l, văzut, să-l sparg. Da. Montessori nu are franciză și atunci toată lumea poate folosi acest cuvânt care așa. Acum și prinde la părinți da. Că unde văd acele jucării care sunt denumite Montessori, da, uite, le vreau și eu acasă pentru copilul da. Meu. E o diferență între o activitate care are în spate principii Montessori, da. Pe care o pot să fac și acasă cu copilul meu, și o altă, să zic așa, diferență față de materialele de sine stătătoare pe care le găsim într-o clasă Montessori. Mă gândesc la o clasă mai mare, unde acolo chiar sunt materiale științifice, nu prea pot părinții să le aducă corect. În mediul de acasă. Așa este. Dar Montessori acasă este ușor de făcut. Așa da, este. Uite, stai așa că, uite, mi se spune în caz că au părinții întrebări, părinții noștri curioși care ne urmăresc, uită la emisiunea noastră, avem și o rubrică foarte frumoasă, se numește Întrebările părinților și vine întrebarea caldă, călduță. Ce principii, că tot vorbim, uite că a venit așa întrebarea, ce principii sau ce fel de activități putem aduce și noi acasă din educația Montessori?
o arie care sigur, sigur nu este ratată de către copil, este viața practică. Da? Întreaga casă pentru copil este o jucărie, să-i playground, spun așa. Nu? Loc da. De joacă. Da? Și atunci el va fi interesat de ce lucruri face mami la bucătărie. Subscriu. Da? Și cum îl implic, da? Îl implic și să-i satisfac curiozitatea, da? Să vin, nu știu, ca el să taie, să pună, nu știu, niște legume, să aibă acces la apă. Da? Deci îi oferim această libertate cu limite și în mediul de acasă. Da, apa este terapeutică pentru copii, dacă lăsăm acolo va sta. Nu-i mai, sta. Am observat că nu-i mai e. Dacă îl lași la chiuvetă, știi cum e. Poate da. Să stea acolo ore în șir. Și le implicăm în activitățile de zi cu zi din familia noastră, dar cele mai faine jucării de acasă sunt mătura, oalele sunt minunate, caserolele, aspiratorul și farașul, deci așa lucrurile este. Care el este interesat să le folosească, să vadă cum supraviețuim noi de fapt, că sunt uneltele care îi... nu știu, îi satisfac și curiozitatea aceasta. Da, și atunci îi pregătesc un pic mediul acesta de acasă, da? Fără să fie un mediu, un teren din acela în care spunem copilului nu pune mâna, nu atinge. Da. Sigur că iau acele obiecte care sunt periculoase, da? Și ofer un spațiu în care el poate explora, să ajungă să vadă toate acele lucruri, da? Să avem acea colaborare cu copilul. Exact, da? Fără așa să... Da. Da. Apropo de educația Montessori și de, uite, principii și de instituții, o să fii prezentă pe 18 mai, nu? La un târg în care o să poți să vorbești mai multe despre educația Montessori. O să vorbesc mai multe despre educația Montessori și despre atelierele Montessori Părinte-Copil pe care le susțin în cadrul evenimentului pentru părinți de la Mami High, unde vor fi prezente o mulțime de grădinițe, creșe, școli și after school-uri. E cumva un, pentru părinte, să spun, o ușurare că le va găsi pe toate acestea, da, toate acestea la un loc. Vor întâlni educatorii, vor vedea aceste... vor pune întrebări și lista de întrebări, da, este una mare. La Biblioteca Națională, La Biblioteca Națională, pe 18 mai, de la ora 10 până seara târziu. Deci o să fii acolo să răspunzi tuturor întrebărilor părinților. Mulțumim tare mult, Sabina, că ai venit astăzi la noi. A fost o plăcere să stăm și să dărâmăm mituri împreună. Te mai așteptăm cu drag să mai vii la Părinți la Fix. Ai vin, mulțumesc. Mulțumim frumos. Vă mulțumesc, dragilor, că ați stat alături de noi. Eu vă aștept și mâine. Suntem tot aici de la ora 11 fix la Părinți la Fix. Și nu uitați, așa cum vă spun de fiecare dată, orice moment petrecut alături de copilul vostru contează. Să aveți o zi minunată!